Bună seara, doamnelor și domnilor! Întrerupem acest episod din această lună de martie cu o știre de interes național, poate chiar mondial, de ce nu? Le am alături de mine pe Ruxandra Șerban și pe Andrada Popa. Bine te-am găsit! Care au venit să ne vorbească despre anul 2020 și despre filmul Comedia ușor neagră intitulată De altfel 2020 2020. 20. 20, 20 Exact. Houston, we have a problem. <laughs> Bine ați venit, dragilor Mă bucur tare mult să vă am aici. Um, am să vă las pe voi să vă prezentați un pic, pentru că am deja foarte multe curiozități, în principiu, în ceea ce privește pe Andrada, pentru că eu am cunoscut-o pe Andrada ca actriță. În 2020. În 2020, exact. Nu, în 2020. În 2020. In 2020. <laughs> Mai contează. Acum, în 20 l-am cunoscut pe Gelu abia aștept să vorbim un pic despre el adevărat uh, da voiam să vă rog să îmi spuneți un pic despre voi ce faceți în momentul de față de ce tu ești în spatele ecranului și nu în fața uh, te-ai fi obișnuit exact. nu? Da, da, da. Uh, cum v-ați cunoscut cum ați ajuns în această situație uh, cu intervenția că am aflat un pic înainte să începem filmările Că acest film are în spate o echipă întreagă de femei mm -hmm. și mi se pare foarte interesant și aș vrea să-mi povestiți un pic. Cred că în fața sunt femeile și în, spatele, în spate sunt bărbați. Pe ecran sunt bărbați, da, din câte da, am observat. Da? Da. <laughs> Andrada, A, te las pe să încep eu? Hai. începe tu. Ca să-ți răspund la întrebarea cu de ce sunt în spatele ecranului și nu în fața ecranului, am fost pe Ruxandra în Paris. Am fost în Paris timp de, teoretic, trebuia să fie șase luni, s-au transformat într-un an, acum. Mm -hmm. Ne-am cunoscut mai întâi ca vecine. Ruxandra m-a ajutat să nu dorm în gara de nord, pentru că mi-a fost foarte greu să-mi găsesc casă în Paris. Este o experiență total traumatizantă să cauți case în Paris. Și Ruxandra, care a stat în clădirea din Emily în Paris, mi-a spus, mai uite, totuși găsim un loc aici n-am avut nicio treabă, nu știam exact ce se întâmplă, ce face ea, eu eram cu facultatea și la un moment dat ni s-au unit așa drumurile sau s-au împreunat astrele și mi-a spus, măi, știu că tu ai făcut partea asta de marketing și nu știu ce la Science Po, n-ai vrea tu să colaborăm? Și zic, ok, colaborăm, dar neștiind în ce o să se transforme toată treaba asta și ce nebunii facem noi acum, efectiv, uh, lucruri hiperumane. Și uh, așa ne-am cunoscut și am ajuns să lucrez la proiectul 2020, Behind the Scenes. Și e ceva foarte interesant pentru că, cum ai spus și tu, eu mereu am fost în fața camerei exact. și tot timpul mă gândeam, zic, măi, e, multă lume nu știe cât de greu este și știi și tu cum a fost pe platouri, că, na, ai trecut prin niște momente destul de dificile. Când se zbărlește pielea numai când nu mă gândesc. Când vine furtunul ăla <laughs> acum, nu? Da. Uh, am trecut prin momente dificile și te gândești mereu că e foarte greu să fii în fața camerei și că oamenii doar văd un produs finit și nu văd, de fapt, efortul din, din spatele proiectului, dar acum, cumva, asta e un nou layer de muncă pe care l-am descoperit în care Știi cum e, actorii măcar îi vezi, dar în spate Aha. este o echipă, cum ai spus și tu, de femei extraordinare, shout out, Simina Costea și echipa RNA și Mirela și toată lumea. Femei care lucrează din atât de multă pasiune și care au atât de multe idei și vezi cumva că nu există ego, nu există nimic, adică fiecare vrea doar să ajute și să facă. Și mi se pare că am creat ceva absolut fantastic cu niște oameni care. Constant doar vor să aducă ceva bun și să facă bine și este atât de refreshing totul. Dar, cum am spus, n-am crezut că poate să fie ceva mai greu și mai frumos și frustrant decât a fi on screen, dar am descoperit că poate să fie și mai și să fii behind the scenes, unde cumva e și. <laughs> da? <laughs> cumva e și mai multă și mai multă muncă și mai mult stres și cumva. Real vorbind, știi cum e, faci asta pentru ca cei care sunt pe ecran să să iasă în față și să să strălucească și, să iasă, să strălucească. Mm. și uh, nu o faci și neapărat pentru tine, dar tu știi de fapt cu echipa ta și cu A proiectul aport. tău, știi câtă muncă s-a depus și e un moment de foarte mare mândrie și cumva îți dovedești ție că băi, uite, se poate face și părerea mea este că cel mai mult contează echipa. Ai spus ceva foarte frumos mai devreme și anume că este o echipă de femei acolo în spate care fiecare dintre ele își dorește să facă ceva bun, ceva frumos și că e o întreagă susținere generală. Mi se pare senzațional pentru că, uite, noi o să dăm episodul în luna martie și automat luna femeilor și chiar am filmat săptămâna trecută cu Ada și am vorbit un pic și cu ea despre tema asta și anume despre faptul că noi femeile încă nu prea știm foarte bine cum să ne ne susținem una pe cealaltă, și că este, din păcate, un lucru foarte trist. Și atunci mă bucur foarte tare că veniți și contrabalansați această, nici nu știu cum să o numesc, poate teorie, poate teorie, că se spune că noi, femeile, suntem uh, bici una cu alta. Și atunci cred că, de fapt, este vorba de mediul potrivit, de oamenii care au, femeile care au aceleași țeluri, de fapt, și așa mai departe. Contează foarte mult uh, ce ai tu în suflet, de fapt, și care e motivul. Pentru că am avut experiențe și experiențe. De exemplu, am cu Simina, Simina fiind în Londra, eu acum sunt în Paris, am făcut cu schimbul, i-am zis că eu în, în Londra n-am avut comunitatea asta de femei. Pentru că făcând școală de dramă, făcând musical, competiția a fost, zic extrem de mare și nu își dorea lumea să te ajute. Adică totul era pe ideea asta de cum să ies eu mai bine, cum să ies eu în față. Era foarte multă răutate și nu simțeam acest, uh, acest suport pe de altă parte în Paris, pentru că bine, tot la fel, adică există micile... Există peste dar tot. Dar au avut o comunitate de, 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 femei, de creatori de conținut, de artiști, de whatever care au fost extrem de deschiși să colaboreze. Mereu au vrut să au venit să susțină filmul, de exemplu, toate prietenele mele din Paris, care sunt n-am înțeles nimic din film, îți dai seama, adică filmul subtitrat în franceză, știi, era acolo la Granex, se aplaudau ele, erau foarte fericite, filmul română, subtitrat în franceză. Dar este ideea asta de oameni de care, care vor să ajute, să susțină, indiferent dacă înțeleg sau nu înțeleg, lor le-a plăcut acolo, erau fa fascinate, dar contează foarte mult ca oamenii pe care i-ai în jur să, efectiv, să-și dorească să-ți fie ție bine, să fie, știi cum e expresia aia cu a girl's girl? Da. Trebuie să fie girl's girl pentru că altfel, dacă vrei să ieși tu în față, întotdeauna, cumva, na... Noi suntem foarte mari fane, univers, energiei, toate cele. Și din, și din film, da? Nevoia de oameni, am văzut deja. Eu am da, da, văzut da. filmul, așa cum ți-am zis că nu aveam cum să filmăm acest episod, fără ca eu să înțeleg despre da. ce este vorba. Și apreciăm asta. Eu vă mulțumesc și apreciez că v-ați gândit la mine, mă bucur nespus. Roxandra. Așa, a venit și am, am, mă... Da, te-am acaparat Noi știi cum suntem, uh, nu chiar ca pușcăriașele alea care au stat doi ani și la poartă nu se mai opresc, dar noi nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și, da, și nu, e Așa. o Logore, mă bucur să mă bucur să văd că dacă schimbați idei și schimbați uh, și vorbiți despre femei, îmi place să aud femeile vorbind despre femei. De bine, vorbi, în principiu, da de 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 bine, de de bine. De bine. De bine. Spune-ne, spune nu știu, spune-ne cu ce te ocupi tu, care este meseria ta de bază și care este rolul tău în acest proiect. Asta e primele lucruri pe care eu vreau să le aflu despre tine și sigur și oamenii care se uită la noi. Deci, eu, din totdeauna am fost antreprenor. După terminarea studiilor, am deschis o agenție de publicitate. În schimb, lucram în, în cu totul și cu totul alt domeniu. Mă ocupam mai, mai ales de comunicarea pentru retailer, pentru branduri din retail și Dar întotdeauna am avut pasiunea asta pentru artă și pentru actorie, în primul rând. Și uh, din 2013 am avut șansa să joc în mai multe filme românești Foarte și să rog. le și susțin cu agenția de publicitate. Uh, în iar, ce filme, iartă-mă că te întrerup, în ce filme te pot vedea oamenii? Că poate am în uh, Love Building, nice. în alt Love Building, okay. în două lozuri. Okay. În încă două lozuri, În secretul lui Zorilo și așa Ce mai departe. Ce Love Building a fost... Mi-a plăcut tare mult, dar nu vorbim despre asta acum. Vorbim despre 20 Vorbim despre dar fiecare la rândul lui. Și deci cum spuneam, din 2013 am susținut mai multe producții de film românesc și am avut și ocazia și să joc pentru că am îmbinat utilul cu plăcutul iar în, 2000, în 2016 am plecat în Franța cu agenția de publicitate să dezvolt agenția de publicitate, să o duc la un alt nivel, să-i să aduc partea asta internațională și uh, a venit pandemia, 2020, când totul s-a oprit. Inspirație. Vorbim un pic, am da. câteva întrebări. Inspirație, se acolo. inspirație, da. Iar atunci mi-am dat seama, mi-am spus, domnule, ce e cel mai bine să fac? Să continui într-un domeniu care nu mi aduce satisfacție 100% și nu mi aduce satisfacția aia sufletească. Așa sau uh, o iau de la zero în domeniul care mă atrage. Și așa am creat Vondest la început am fost doi cofondatori, Vondest are doar una și jumătate de când există, acum suntem 16 asociați în Vondest, am coprodus două filme românești care au fost lansate în cinematografie la sfârșitul anului trecut okay. și am produs 100% acest film 20-20, această comedie neagră despre perioada pandemiei, pe care urmează să o lansăm în cinematografie pe 15 martie. Mulțumesc foarte frumos. Um, am să pun o întrebare neplăcută, dar da. pe care eu, eu nu o consider neplăcută. Eu am o problemă foarte mare cu femeile care se feresc să-și spună vârsta. Mi se pare că e a noastră și trebuie să o purtăm cu mândrie. Ai spus mai devreme că în pandemie uh, te-ai gândit ce faci cu viața ta, continui ceva ce nu da. te satisface sau te duci pe calea sufletului și că ai luat-o de la zero. Dacă ai putea să-mi spui ce vârstă aveai atunci... Să eu spun e... ce vârstă am acum, am mai... Ok, și scădem patru ani. <laughs> deci am 45 de ani. Mulți înainte, deci la 41 de ani avem, uite, mie mi se zbulește pielea, avem între noi o femeie care a avut curaj să renunțe poate la ceva financiar sigur, la ceva ce știa să facă, pentru chemarea sufletului, ca să o numesc așa, și în patru ani de zile, de la trei oameni care au plecat cu tine în drumul ăsta, ați ajuns la 16 și la producția unui film 100% dus în spate de ceea ce voi ați început acum patru ani. And da. like, da. Și mi se pare senzațional că. Curajul, curajul, curajul exact. Să știi că ceea ce a stă la baza deciziei a fost tot o chestie de timp. M-am gândit, domnule. Cum o să fiu eu la 70 de ani sau la 80 de ani? O să fiu o babă dintre aia ridată <laughs> și nemulțumită, și așa frustrată că nu am făcut ceea ce mi-am dorit? Sau mai bine fac, dacă tot vorbesc în continuu și îmi spuneau prietenii că eu vorbeam întotdeauna, că mi-aș fi dorit să fac film, dar nu. Hmm. A Rămânea doar la, de mea fi dorit. la nivelul <laughs> da, de dorință. Sau pur și simplu îmi dau voie să fac ceea ce îmi doresc, și fie ce o fi. Ești, ești inspirație și mă bucur tare mult că ți-a spus exact. povestea asta și îmi doresc tare să fii inspirație și pentru fetele, femeile și nu numai care se uită la noi mi se pare că e, e un lucru minunat că poți oricând să o iei de la capăt exact, asta mi se da. pare că mereu cu mama când vorbesc ea spune că nu poți să-ți reîncepi viața la o anumită vârstă, că nu, nu poți să adevărat. faci anumite lucruri, dar dacă tu simți că ai ceva în suflet care știi fierbe acolo și nu iese la suprafață întotdeauna o să faci ceva 90% pentru că ăla 10 acolo e tot timpul păstra pentru visul pe care l-aveai exact. de fapt. Și mereu am spus, adică mi se pare ceva incredibil să faci ce a făcut, ce a făcut Roxandra, mi se pare extrem de inspiring și de curajos să poți da, să fii. Da, face să roșesc. Da, roșești cu te lasă că te de, de blașă din obraș. Dar, dar și părinții mei îmi spun că e o nebunie totală și că din nebunie se fac, e, se fac, Și toate se fac la o vârstă, toate au nu timpul lor. Um, este adevărat într-o într oarecare într măsură. Sunt de acord că toți avem nevoie în viață de anumite etape care să ne ajute să ne formeze ca indivizi, dar nu ne putem bloca acolo. Adică trebuia să fii uh, mamă casnică cu copii și să iei să-i duci de la școală pentru că ăsta e timpul unei femei de 40 de ani? <laughs> adică mi se pare că totuși avem puterea femeile noi care trăim acum în vremurile astea să întoarcem un pic roata. Să decidem. Să, să decidem. Să decidem. Noi, da, da, exact. Și ce am descoperit este că avem într adevăr puterea, ăsta este cuvântul. Avem o putere de care nu suntem conștienți. Și nu suntem conștienți în general, și cam tot ceea ce facem, indiferent că vorbim sau facem acțiuni și așa, totul creează, totul da. e cu putere. Și faptul că am conștientizat chestia asta că totul are putere, de la vorbă, la fapte, la gânduri e incredibil. Mai ales, uh, dar, Ma da, ales gândurile, da. dacă totul pornește cu gând. Manifestarea exact, din interior către exterior. Uh, uh, cred să nu ne ducem în manifestare, stăm aici 5 ore. Da, da, exact. Um, haideți să ne mutăm un pic atunci către film. În primul și în primul rând, am să vă rog să mi spuneți voi, tu, mândouă <laughs> Care este, na, pentru că acest podcast se numește Nevoia de oameni, în funcție de invitat, nevoia de oameni se transformă în altceva. Astăzi o să fie Nevoia de film. De ce credeți voi că are omul nevoie de film și de ce credeți voi că România are nevoie de film românesc? Nevoia de film, mă întreb și eu, de ce mai au oamenii nevoie de film în condițiile în care viața de regulă bate, bate filmul? Film. Nu știu, nu mi-am răspuns încă la, la întrebare. Andrada, poate ai tu un răspuns. Părerea mea este că se întâmplă atât de multe lucruri, știi, on a daily basis, și oamenii care, cum ai spus și tu, fiecare are drumul lui, unii oameni nu fac ceea ce își doresc, și poate nu au relația pe care o vor, poate nu au căsnicia pe care o vor, sau familia pe care o vor. Și întotdeauna mi se pare că ideea asta de film este o, o, un escape. Din tot ce se întâmplă, adică sunt zile, pe, efectiv zile oribile pe care poți să le ai, dar știi cum e când ai un serial preferat sau un film preferat și știi că te gândești, mai ajung acasă și dau la o parte tot ce s-a întâmplat astăzi, m-am certat cu șeful, cu iubitul, cu mama, cu tot ce se poate întâmpla, ajungi, te, și te pui pe canapea și e un moment din asta de tine, cu tine și cumva te poți, să nu mai spun de cinema, adică a vedea un film acasă, ok, asta e una, dar a vedea un film în cinema și a putea să efectiv să te să te transpui în locul respectiv, câte filme n-ai văzut și ai ieșit din cinema total supărat că nu mai ești acolo. Adică este o altă lume și este un, un spațiu în care efectiv poți doar să existi și să uiți de și de, viața. de cinema o să-ți răspund pe urmă și la întrebarea de ce avem nevoie de film românesc dar apropo de cinema am văzut la Paris, la Grand Rex pentru că am avut avantpremiera yeah. acolo într-adevăr a fost fabulos ca toți oamenii aia din sală să râdă și să-i vezi cum se simt bine și cum efectiv se bucură de, de fiecare moment pe care l-au savurat efectiv ca un moment de comunitate, comunitate. eu mersul la cinematograf eu o să vă fac o comparație -o. Eu o să vă drumci în lumea Um, știți că se zice că atunci când. Uh, că energia bisericii este dată de fapt de oamenii care merg acolo cu sufletul curat și pur și care spun o rugăciune și automat nu este locul în sine cel care îți dă liniște, este toată energia aia lăsată de oameni în momentul în care merg acolo cu sufletul deschis. Și mi se pare cumva că și atunci când mergi să vezi un film în cinematograf aduni la un loc zeci, sute de oameni care au aceeași energie de bine, de tristețe, în funcție de, de ce film. transmite filmul exact și atunci, da, clar senzația cu care rămâi după ce vezi un film în cinematograf, nu cred că o poți compara cu cea de acasă poate sunt lucruri diferite, că una e confortul tău personal și alta e experiența de acolo dar părerea mea, da, este în continuare că energia aia este, te umple Mm -hmm. Și e foarte interesant să ai o experiență comună, dar separată. Exact! Adică, ești cu toți oamenii ăștia într-o sală și fiecare înțelege altceva, cum vorbeam și la, în, alte, în alte emisiuni, că um, tu înțelegi ceva, cel de lângă tine are aceeași experiență cu tine în aceeași sală, dar înțelege alt lucru. Adică, cel puțin cu filmul ăsta, fiecare o să ia câte o bucățică exact. din ce a simțit el Se în -se perioada semnice. respectivă. Da, exact. E foarte interesant conceptul ăsta de. Experiență comună, dar total diferită și fiecare are vizionare. Știi cum e cu filmul, apropo de ce e nevoie de film? Cred că e fix ca atunci când tu întâmpini o problemă uh -huh. și poate nu ai un prieten care întâmpină în același gen de problemă ca și tine, sau poate nu ai un prieten care vrei să vorbești despre asta, și în momentul în care vezi acel film <laughs> care cumva pare că e inspirat din viața ta, îți dă o doză de liniște poate că nu ești singurul care a trecut prin asta și așa mai departe Da, da. așa și de ce avem da. nevoie de filme românești da. eu cred că sunt vitale filmele românești în primul rând pentru limba română okay. pentru că acum deci cu dezvoltarea platformelor de video streaming în care care permit filmelor americane să intre în casele tuturor necondiționat aproape Uh, mi se pare cumva că limba română este amenințată, știi? Când de ne uităm față de cum uh, de limba română care era folosită acum 20 de ani și cum este folosită acum, efectiv mi se pare că, că Ameni... este cumva amenințată. Asta e un motiv. Un al doilea motiv este că vibrăm la glumele românești, vibrăm cu totul și cu totul altfel la conținutul românesc. Trei la mână uh, actorii pe care îi avem oamenii din industrie sunt efectiv de un nivel fabulos. Eu cred că oamenii din industria noastră și de fapt nu sunt eu cea care spune, Radu Mihăileanu, un regizor cu care care este uh, advisorul nostru artistic la Von Dest, uh, a spus în nenumărate interviuri că uh, industria de film românească este pe locul 3 în lume, wow, în uite, lume, o nu în Europa. De da. pe care nu aveam. avem. Oameni avem, Oameni și wow. expunere. Da, ne trebuie curajul de a merge în afară. Iar din punctul meu de vedere, Ruxandra Șerban, de ce îmi doresc să fac filme românești, este pentru că am avut două experiențe cu străinătatea, odată pe parcursul studiilor, pentru că mi-am făcut studiile la Strasburg și a doua când am ales pentru viața profesională în 2016 să mă mut la Paris. Și de fiecare dată experiențele astea m-au dus mai aproape de România și okay. mi-am dorit mai mult să văd lucruri românești care strălucesc în afară. Foarte frumos. Da, mi se pare senzațional, Oricum, eu sunt de părere că, într-adevăr, România are niște actori senzaționali și merită merită să fie văzuți. Și, da, iarăși, limba, într-adevăr, este un lucru dureros, din păcate. Înțeleg și evoluția, că înțeleg. Nu vreau să. Da, nu. totuși, niște comuniști. Nu, nu, în niciun caz, nu, nu. Ideea -i. Noi nu suntem conștienți de valoarea asta de foarte multe ori, mi se pare că mai ales când mergi în afară, te gândești că o să găsești ceva la, la cote maxime, o să găsești același lucru ca în România X10 și de foarte multe ori nu e așa, chiar și cu studiile, dacă stau să mă gândesc, tot ceea ce se face în România de multe ori este la un nivel superior, dar cumva românul, știi cum e, imposter syndrome și toate cele, se gândește că lasă că sigur e mai bine afară, lasă că ia un regizor din afară că face el mai bine, lasă că ia un artist din afară că face el mai bine și de cele mai multe ori te uiți la ce se face acasă și calitatea este superioară, tocmai pentru că noi ca român tot timpul vrem să ne dovedim că putem că să facem bun. ca afară și că suntem la fel de buni da. dacă nu mai buni decât ceilalți și asta se... Se arată doar că nu avem încredere în noi, ca și. Nu suntem atât de, de uniți ca popor, dacă mă întreb pe mine. Uh, da. nu, nu sunt de acord, uite, de exemplu, apropo oh, de asta. Oh. <laughs> uh, eu am fost foarte, sur foarte plăcut surprinsă, tot la vamp premiera de la Paris. Eu am simțit oamenii foarte uniți. Adică au venit toți românii și bucuroși și fericiți că au putut să vină la o okay. producție românească. Mă referam în industrie, nu mă referam a, la oamenii care îl simt da, film. A, mă referam okay. în industrie și am foarte cumva... uniți mă gândesc că poate este și această comunitate de români dintr-o țară străină care simt, resimt dorul de casă și atunci poate că sunt cumva mai dornici să petreacă timpul. Este posibil, -a. dar ar fi putut să spună nu ne interesează sau da. s-au mobilizat și au uh, au venit. Da. Um, așa, uh, voiam să ne întoarcem un pic la filmul nostru de astăzi. Voiam, de fapt, E așa, mi se pare că generația părinților noștri a avut Revoluția da. și generația noastră are pandemia. Și atunci, într-adevăr, indiferent cât de mult ne dorim noi să o tratăm ironic sau să o portretiz, portretizăm într-o comedie neagră, impactul acestei pandemii este și cred că va fi mult timp de acum încolo tragic pentru noi. Da, suntem noi, românii, în special, foarte optimiști și foarte veseli și tratăm uh, subiectele astea, așa, mai uh, tragice, cu o ironie a partea noastră, dar totuși este, este o durere în viața noastră această pandemie. Și voiam să vă întreb: cine a avut curajul să facă acest film? Să da, abordeze un, da, subiect, subiect, da? un asemenea subiect, da, și dacă este. Scris din inspirația personală, dacă a trăit, a văzut ce am văzut eu în film, sau pur și simplu, mă rog, în fine, au fost destul de la îndemână toate informațiile. Da. Pandemia, sunt de acord, deci pandemia a fost un, un moment care a traumatizat tot globul pământesc. Deci așa e este. ceva care nu nu a fost doar local, așa este. a fost... E valabil pentru tot, tot globul. Uh, ideea îi aparține lui Bobby Bărbăceru, regizorul, care și el de pandemie a fost impactat într-un mod uh, cumplit: în care a simțit efectiv că îi fuge pământul de sub picioare și că i s-a terminat viața. Și atunci a venit ideea să facă o comedie, un scurt metraj despre ce se întâmpla atunci pentru că îi se părea că totul e atât de absurd totul -se, se, se, informațiile se contraziceau de pe zi pe alta lumea reacționa în mod absurd și a zis hai să facem un scurt un Scurt scurmetraj. metrajul respectiv se numește Remi Sivir și a fost uh, selecționat în mai multe festivaluri de film în afară, a luat un Remi Gold la festivalul de film de la Houston Uh, mă rog, deci a fost nice. riscat, da? Și atunci, uh, de fiecare dată când discutam cu Bobby, nu știu din ce cauza, mie rămăsese ideea asta de. Hai să continuăm, dacă tot am făcut scurt metrajul, hai să facem și lungmetrajul, mai ales că e un subiect care eu oricum vreau să export, îmi doresc cu vondest să exportăm producțiile de film românești și am zis, având în vedere că este un subiect care ne-a impactat pe toți la nivel mondial, ar putea fi unul bun pentru a atrage atenția As în stil românesc cu umorul nostru balcanic asupra ceea ce s-a întâmplat atunci. Și cred că e un moment în care, deci chiar dacă pandemia este o traumă, cred că filmul ăsta permite cumva să deschidem, n-aș vrea să numesc cutia Pandorei, okay. nu? dar să redeschidem discuția despre ce s-a întâmplat atunci și poate ne permite cumva să și uh, curățăm uh, să, da, terapia să prin expunere. exact, terapia prin expunere da. care din punctul meu de vedere este cea mai efectivă cel mai efectiv mod de a trece de anumite lucruri, pentru că efectiv conștientizez că un lucru s-a întâmplat, asta nu poți să schimbi. Adică, o să lași întotdeauna în spate o greutate, dar. Conflictul un... oameni, adică au fost chestii dramatice. au fost chestii, chestii da, Foarte mulți oameni. Da. Sunt foarte de acord cu această terapie. Eu pot să vă confirm că funcționează 100% această terapie prin expunere. Da. Voiam să vă mai întreb. Mă rog, cumva s-a răspuns o parte la întrebarea care urmează. Care este mesajul ascuns al acestui film, de fapt? Pentru că toate filmele la sfârșit îți lasă o concluzie, ca să o numim așa. Da. De fapt, nu care este, pentru că sunt convinsă că pentru, că, pentru fiecare om în parte care îl va vedea, va avea propria lui concluzie. Eu îmi doresc să aflu care a fost Um, dorința voastră, ce v-ați dorit voi să ajungă la public ca mesaj ascuns prin acest film? Mi-ai citit gândul că efectiv fiecare om care vede filmul ăsta înțelege cu totul și cu ne spui tu ce ai înțeles tu și după aceea spunem noi care a fost, uh, care a fost mesajul ascuns. Da, <laughs> am înțeles extraordinar de multe lucruri. Dacă veți părerea mea sinceră, pe mine acest film, deși da, am râs, M-a întristat foarte mult, din foarte multe puncte de vedere, de la felul în care, exact cum ați spus și voi mai devreme, informațiile au venit azi, așa, mâine, așa, de la, sunt foarte curioasă când vom afla cu adevărat realitatea acestei situații, pentru că, așa cum am spus mai devreme despre revoluție, încă aflăm lucruri, și sunt convinsă că același lucru se va întâmpla și cu acest subiect. Și, mă rog, da, mesajul, mesajul principal pentru mine este că e o dramă ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Și că, într-adevăr, dacă vrem să fim pozitivi sau optimiști, am reușit cumva noi, așa ca și rasă, să o tratăm cât am putut noi de un glumă neapărat, că la un moment dat n-a mai fost o glumă nici pentru noi, dar uh, am mai făcut o gargară cu glumă. Oh, Haz de necasă! Și nu să fac ceva, de, de necasă! Da. Uh, <laughs> uh, mesajul din spate, cel puțin cel pe care eu am vrut să-l transmit, dar fiecare, așa cum ziceam, exact. fiecare a simțit altfel, uh, este că singura șansă să rezistăm în lumea asta teribilă în care trăim și în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta și parcă e o nebunie, nu se mai înțeleg oamenii între ei, unul spune ceva, ceilalți înțeleg cu totul cu totul altceva, că singura noastră șansă este iubirea. De fapt, dacă ne iubim unii pe alții, de fapt este ceea ce Iisus Hristos a încercat să ne învețe de acum 2000 de ani, dar tot nu reușim să învățăm deloc. E greu, da, unul dintre De fapt nu, cred că ultimul episod pe care l-am l-am filmat și l-am și urcat este dedicat acestui sentiment, iubire, pe care eu chiar îl consider vital. Pentru mine iubirea este egal cu respiratul și toate celelalte funcții primare de care organismul și oamenii în general au nevoie. Da. Da. Iar despre Foarte de... frumos, uite, vezi o latură la care, o -am, te latură gândit la care că... am gândit pentru că nu m-am gândit. Da. Păi, doctorița Elena asta spune. La sfârșit. Da, printre, da. Altele. Da. printre altele. Dar e greu să o iei. video, chat și alte doctorița. chestii. E și totuși, totuși, <laughs> Da, ca și nebunul, cel care joacă rolul nebunului, mm -hmm. el era cel mai aproape de adevăr. Preferat aici. Preferatul meu personal. Da, preferat, -a da ca mare. nebunul, de la curtea regală și care da. la știe adevărul. Iar despre aflarea adevărului, nici nu știu dacă vom afla, afla vreodată sau nu ce s-a întâmplat atunci și nu despre asta este vorba. Dar ideea este dacă se mai întâmplă odată ce facem. Și poate că filmul ăsta oferă o perspectivă, dacă ne reîntoarcem cumva în trecut, înțelegem, domnule, ce n aș mai face dacă ar fi să se mai întâmple odată. Și a fost ridicol, de fapt, știi, din partea noastră, adică reacțiile pe care le-am avut, care nu au fost întotdeauna cele mai... Că na, toți am făcut și... În care îți pui da. chiloții și sutienul pe față, pe post de mască. <laughs> Garantat că e o reacție ridicolă Pe sistemul <gătă -i> fac orice de... da. 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 Și unii oameni Chiar s-au adică cel puțin reacțiile De la premiera de la, la Paris, cam astea au fost Adică oamenii se uitau și spuneau Mă uitam și râdeam, dar râdeam pentru că Îmi dădeam seama că asta am făcut eu Și mă gândeam la toate nebuniile Și toate lucrurile absurde pe care le-am făcut Și pe care acum nu le-aș face În primul rând și pe care Le văd cumva așa O amintire total stranie Bun, am o întrebare acum legată de acest mesaj ascuns al filmului și anume iubirea, pentru că uite, n-am gândit-o neapărat, dar undeva în subconștientul meu ceva m-a pus să îmi notez această întrebare când am văzut filmul. Um, credeți că este pandemia de vină sau credeți că ne-a făcut pandemia mai egoiști sau mai răi sau mai individualiști? Sau credeți că este un lucru care a zăcut cumva în noi și atunci în pandemie doar a ieșit la suprafață? Pentru că eu sunt de părere și aici nu știu puteți să-mi confirmați, infirmați sau ce vreți voi să faceți. Această pandemie, mama ei de pandemie, că dacă mai zic o dată pandemie. <laughs> Ne de Această criză um, a îndepărtat foarte mulți oameni și a creat, a rupt niște relații, a distrus căznicii, prietenii și așa mai departe. Și atunci, întrebarea mea vine: Da, e pandemia de vină sau pandemia doar a fost un trigger? Eu cred că a fost un trigger, pentru că, deci, ca orice criză, e, fie că e pandemie, fie că e război și vedem ce se întâmplă și în Ucraina, uh, momentele astea de criză scot fie ce e cel mai bun în om, fie ce e cel mai rău. Și cei care au părți foarte nasoale alea se exagerbează, iar, deci, uh, cumva a scos ce era în noi. Da, uh, dar este, pe de altă parte, este și o ocazie, ne permite, tocmai să vedem caracterul ce putem să facem, să schimbăm. Da, sunt foarte de acord Acela, e și părerea mea este aceeași, că situațiile de criză în general amplifică ce este de fapt în interior și atunci, asta cred că s-a întâmplat și în perioada pandemiei Crezi cu adevărat că dacă s-ar mai naște o altă situație de criză, noi ca rasă, o să ținem minte ce greșele am făcut în urmă cu patru ani și nu o să le mai repetăm? Eu spun eu cred că vom găti altele. Eu sper din tot sufletul. Negat și și optimist a, optimist așa. sau... Așa. Realist, realist optimistă. Vreau, vreau și pe al ei optimist și le vreau și pe al tău. Știu că prima mea lecție de istorie din clasa 9 a fost o lecție despre uh, na, istoria popoarelor, ce s-a făcut greșit, ce s-a făcut corect și erau foarte mulți uh, zi cunoscători de istorie care spuneau păreri împărțite. Unii spuneau că oamenii învață din greșeli și alții spuneau efectiv că întotdeauna oamenii or vor, vor face aceleași greșeli la nesfârșit, chiar dacă se dau cu capul de pereze 100 de ori, pentru că dacă tu efectiv nu înveți din greșeala aia și doar o faci, o pui la știi, la mansardă, după care o repeți Întotdeauna se va întâmpla la fel, adică eu încerc să fiu cumva optimistă, realistă, un pic știi, delul așa, dar părerea mea este că e foarte posibil să facem cam aceleași lucruri pentru că omul vrea să se protejeze pe el și de foarte multe ori, cum am spus și mai devreme, ți-arăți adevăratul caracter atunci când te simți amenințat și deși unii oameni sunt buni din felul lor, sunt și oameni care sunt, din păcate, răi și dacă se va mai întâmpla un lucru de genul acesta... Nu sunt convinsă că vom fi toți uniți și că vom reacționa total diferit și că nu vom face aceleași greșeli, mm. dar poate Alexandra Eu e un mai sper. optimistă decât eu, mine. Eu, eu asper. Nu, sunt de acord că putem să repetăm o traumă și asta se vede și în familii de regulă, că o traumă, dacă nu este tratată, se repetă și se repetă. Se da. da. Uh, și repetă până la șaptea generație... Uh, aceleași greșeli, dar uh, ceea ce sper este totuși umanitatea evoluează și sper să conștientizăm cât mai multe lucruri și să ne dăm seama cum spunea și în film că iubirea este singura soluție. Da, apropo de iubirea este singura soluție, voiam să intervin un pic la ce a spus Andrada mai devreme și anume la faptul că unii oameni sunt buni și unii oameni sunt răi. Of. Să spun eu, eu cred că oamenii sunt răi Niciun. și uh, probabil am să mor dezamăgită de oameni. <laughs> poate este una dintre lecțiile ale ale mele pe care tot nu le învăț eu la nesfârșit și la nesfârșit și atunci uh, poate. Dar da, eu cred că oamenii nu sunt răi, eu cred doar că oamenii au trecut printr-un cumul de experiențe în viața asta a lor care... I-a făcut din lipsă de iubire, din, nu știu, tot felul de factori externi să își dezvolte un sistem de protecție diferit. De fapt de, să le fie frică. Să le fie frică, exact. De pentru a. că, de fapt, de frica este cel mai greșit sentiment de pe această planetă, urmat de milă. Da, <laughs> da. Dar, da, frica ne face, ne transformă în animale. Da. Și asta s-a întâmplat și în pandemia. Ești exact. dominați de frică și toate deciziile au fost luate de... în de frică. Da, exact. Da. Atunci, corectez, vreau să spun oamenii care sunt răniți, pentru că eu cred da, în expresia cu hurt people, hurt people. Da. Mi se pare că așa este. Adică nu ești rău, poți să fii rău față de mine. Adică în relație cu mine ai făcut un lucru care mie îmi face rău, poate tu nu ești mm -hmm. o persoană rea, dar. Indiferent ce te-a făcut pe tine să faci lucrul acesta, cumva nu e problema celui care Bravo. ai faci rău. Ai zis un lucru foarte da. bun, și anume ai făcut un lucru rău față de mine. Uite, eu am învățat așa că, da, același om, eu, pot să fiu omul rău în povestea ta, dar pot să fiu omul bun în povestea ta. Da. Și atunci e o, nu știu, o nuanță. E diferită, i e da, ambigu, da. da. Mm. Bun. Mm. Ce să vă mai întreb eu pe voi despre acest film? De ce crede, de ce trebuie să meargă oamenii la cinematograf să vadă 2020, lăsând la o parte uh, povestea că experiența din cinematograf este diferită și că pandemia este un subiect care până acum nu a fost atât de vizibil? Mai am nevoie de, de un motiv minim. Okay. Uh, în primul rând, să vadă oameni care au îndrăznit să facă ceva care nu era tocmai uh, ortodox, au abordat un subiect uh, mai puțin popular. Și destul de recent. Și destul încă, de recent, Încă da. doare. Încă este, da. Dar, pe de altă parte, nu e niciodată momentul bun să, nici să faci un copil, nici să lansezi un film, nici să întotdeauna... Uh, deci, pe de o parte, din punctul ăsta de vedere, pe de altă parte, pentru că sunt actori de excepție, chiar dacă sunt mai puțin cunoscuți de publicul român, da, de public, în general, dar sunt niște actori efectiv fabuloși. Este Simona Maicănescu, care are o carieră internațională, a jucat în filme și seriale franțuzești, americane, este actriță de teatru, este efectiv fabuloasă. Mie, pentru mine e o onoare maximă să pot să joc cu ea. Uh, Silviu Geamănu, actor de teatru la Bulandra, Puiul Lăscuș, pe el a mai văzut lumea în, în, în diverse filme. Uh, tu a luat un premiu la... Și a luat, da, un premiu, da, la Houston. festivalul de film de la Soho. Houston, Houston, Soho. 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 Așa, Soho. <laughs> pe urmă e Cezar Curteanu care, deci chiar dacă nu are diplomă de actor, o face dintr-o pasiune maximă Fantastic și, da, și este cred că e cel mai bun din film, sau cel puțin așa spune lumea. Deci, efectiv, sunt niște oameni care au făcut absolut tot și și-au pus toate competențele, toate totul, totul pentru acest film. Și cred că merită să fie văzuți, scoși în lumină. Și pentru munca depusă a întregii în echipe. Pentru Alexandra și pentru toată munca ei, vă rog, eu frumos mergeți la cinema că merită. Pentru, pentru că e pentru comic, susține da, comic. Da, film. E și comic film. Pentru a susține women in business. Women in business, zi mai tare. Women in business. Ne <laughs> e că suntem multe femei și suntem frumoase și talentate și facem lucruri minunate împreună. Întotdeauna amin. Și despre asta chiar vreau să spun că sunt atât de bucuroasă că am, că am făcut apel la Andra, da? pentru că nu a fost primul om la care m-am gândit. Și uh... -a fost ultimul la care te-ai oprit. Ultimul <laughs> <laughs> wow, la care m-am oprit, exact. Așa și Andrada a adus, le-a adus în proiect pe Simina, pe Mirela, pe cei, de la, pe cei de la Minio cu care lucrăm pe partea digitală, adică ne-am făcut așa o echipă. Da, mă, uite, vezi că nimic nu este întâmplător în viață, că de-aia zic eu lucrul ăsta, noi, a, cum a cum zis? Uh, it started from legații. Started from legați, <laughs> <my hair>. Da, <laughs> da Ne-am da, întâlnit da, da. acum patru ani de zile, într-un proiect la care nici nu știm cum am ajuns acolo, cumva, unii dintre noi și patru ani mai târziu suntem aici. Deci tot patru ani mai târziu. Da, de da. Păi da, noi am Asta este noi a început a pandemie. Noi -am în pandemie. Noi ne-am cunoscut în pandemie, în anul 2020. Da, este reuniunea noastră dea, secretă. când te gândești, noi am <laughs> noi pe platouri, <laughs> da, noi am, făcut cu patru ani, dar noi pe platouri dacă te gândești, noi eram, știi, puneam masca, intram la filmare, da, eram în hotel, astfel, adică eram testați, cumva noi am filmat un film care nu a fost despre pandemie, dar în același timp noi ne-am ne comportat ca pozitivă. atare. Da, dar vreau să mă amintesc da. cât ne mai aducem din nasul meu. Dar adevărul este că de multe ori știi că lumea întreabă, măi, dar ce s-a întâmplat cu filmul? Nu știu care, nu întotdeauna contează filmul, contează oamenii pe care i-ai cunoscut. Pentru exact. că eu dacă nu eram în filmul respectiv sau tu, nu o cunoșteam sau nu aveam această relație cu Simina, după aceea Ana, Bianca, care e cea mai bună prietena mea așa mai departe. cunoști oameni pe care... Uh, nu știi când... Nevoia de oameni. Nu Clar, știi nu când o să ai nevoie de ei. Exact. Și, și cu Parisul. Parisul n-a fost pentru mine să mă duc să o cunosc pe Ruxandra, dar s-a întâmplat așa de și... De I wouldn't sigur? have it any other way. Ești sigură? No, Acum mă gândesc că poate ăsta a fost de fapt scopul exact. final. Nu primul om la care m-am gândit, la un la care m-am oprit, știi? Deci, eu, da am să vă mai întreb un lucru pentru că mai devreme mi-ați spus uh, cât de minunați uh, și talentați și premiați sunt actorii care joacă în acest film. Am observat un trend în ultimii ani în România, și anume că se apelează foarte mult la partea asta de um, influență, influență, ca să zicem așa. Uh, pentru, evident, promovarea filmului românesc. Sunt persoane care blamează, noi am fost. Distruși! <laughs> Distruși! Sunt mândră că sunt pe IMDB ca actriță, dar în același timp a fost un cost. A da, nu neapărat că a fost un cost. Este ceva devastator în ceea ce privește um, cum prestația noastră ca actori în acel film și în același timp eu înțeleg nevoia și o înțeleg foarte bine nevoia regizorilor de a aduce oameni care au un background în spate ca și public pentru că, uite, eu am observat de curând, noi am lansat uh, anul trecut filmul Visul, nu știu dacă voi l-ați văzut și știți despre el, este un film um, făcut în proporție de 95%, de fapt, cred că mai mult în afară de Nosfe și de Serghei, dar care și Serghei are la activ niște filme, sunt numai actori senzaționali în filmul acela și nu s-a dus ca și vizibilitate, atât de mult cât s-a dus n-am să dau nume, dar știm cu toții sunt destule filme românești în momentul de față care au um, influenceri. În același timp avem și filmul nostru plin de influenceri care iarăși nu s-a dus neapărat. Deci S-a dus, dar n-a rămas. S-a dus, dar n-a rămas. S-a dus, dus era clar că o să se ducă. Da, corect. dar nu a rămas. S-a da. dus de fapt că a fost numărul unu pe Netflix niște săptămâni bune. Mm -hmm. Doar pentru noi. Da. Toată lumea din industrie mi-a spus Că fac o greșeală, că nu facem apel la oameni cunoscuți. Eu nu sunt de părerea asta și ce? Și de ce? Și, uh, chiar cineva mi-a spus, cineva în care am mare încredere și am tot respectul, mi-a spus, Ruxandra, tu vii cu o echipă, gândește-te, este ca și când mergi la un meci de fotbal și uh, la meciul ăla de fotbal vin echipa cu care i are pe Hagi, pe nu știu care și tu vii cu unii de la vasului pe care nu-i cunoaște nimeni. Știu că din punct de vedere rațional și din punct de vedere antreprenorial este o decizie 100%, 100 riscantă și pe care un antreprenor sau un om de business nu ar trebui să o ia. Dar eu am decis să fac lucrurile efectiv cum îmi spune sufletul. Și atunci mi-am dat voie să fac treaba asta așa. Ei, sunt riscurile mai mari, dar până la urmă, cum spune și tu, publicul decide. Și Lăsăm publicul să decida. Și apropo de ce a spus Andrada mai devreme, filmul nostru s-a dus, dar n-a rămas. Uh, cred că acolo se face, de fapt, diferența. Îți dorești tu, ca și creator de film, să ai un film ca KBD, care să se vadă și peste 20 de ani cu același interes sau îți dorești să ai un film care îți vinde acum sute de milioane și după aia nu mai știe nimeni de existența lui. Da, eu ceea ce îmi doresc este să las ceva. Nu pot să zic că nu mă interesează filmele foarte artistice și care, cele care ne reprezintă la Cannes sau în festivaluri în general. Nu pot să spun asta. Dar mă interesează să... Dacă ar Putea exista un mix între cele două, să fie și uh -huh. un film foarte bun și în același timp și foarte popular, e senzațional, e să fie digerat de toată lumea. Și revin iarăși la Radu Mihailanu, de exemplu, care cu filmul, unul din, de fapt cu toate filmele lui, dar de exemplu cu performanța și, și ser, da. concertul, chiar dacă a luat premii în divers, la diverse festivaluri și din punct de vedere artistic este un film Aprecia. de top, a fost extrem de apreciat de publicul din toată lumea și a avut deci este regizorul român care a făcut cele sau Ce mai performanță, performanț, da dar care a făcut cele mai mari vânzări vreodată făcute de, una, wow. de un de regizor român, da. Da, uite, mi se pare că această industrie a filmului românesc ca și o parte din industria sportului românesc. Din păcate, avem atât de multe informații și atât de multe premii și atât de multe lucruri senzaționale care nu ajung la urechile oamenilor. Și mi se pare că este un lucru foarte trist. Absolut. E o cultură, este efectiv o cultură pentru mine filmul că tot am întrebat mai devreme de ce oamenii au nevoie de film. Oamenii n-au nevoie de film doar pentru relaxare sau doar pentru a ieși din cotidianul trist sau cum mai e acel cotidian. Mie mi se pare că oamenii au nevoie de film așa cum am nevoie să citească, așa cum au nevoie să te natură, așa cum au nevoie să piteze, să asculte muzică și așa mai departe. Este o cultură care ne ajută să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere. Și, și cred că și să ne onorăm cumva. Exact, exact uh, eroi sau. Uh... Persoanele care au făcut ceva, oamenii care au făcut ceva, indiferent că sunt uh, sportivi, artiști, uh, ingineri, uh, medici, Da, uh, oameni uh, de istorie. Vis-a-vis -vis de uh, regizorii care aleg influențări, eu nu îi blamez deloc. Mie mi se pare că, uite, în ultimii ani în România s-au făcut se foarte practică. multe filme românești și se practică, dar așa. Astăzi aduci omul un cinematograf cu X care are 500 de milioane de urmăritori pe Instagram. Poate și mâine și poimâine, tot cu acel X, dar poate la un moment dat se dezvoltă această plăcere de a merge și a vedea film românesc în cinematograf. Da, e de durată, e de timp, trebuie să educăm publicul pentru că, de fapt, acolo este problema cea mai mare. Ne e mai ușor să dăm ce se cere, chiar dacă. Ceea ce se cere poate nu este neapărat la un nivel... Ceea ce ai nevoie. Ceea ce ai nevoie, dar... Da, pe de altă parte, ceea ce se cere nu trebuie să fie o scuză, să ai produci până. tot timpul ai conținut sau... Uh... Da, content, slab, pentru că asta se cere, asta este o. mi se pare că câteodată o scuză. Și nici eu nu îi blamesc, din potrivă, chiar mm. îi admir, pentru că. E un alt risc pe care da. ei îl da. asumă în altă da. direcție. Au luat o decizie, exact. exact, și care o decizie în urma căreia uh, publicul român a fost, deci, în, în, într-un număr de peste un milion de oameni să meargă la un film românesc, asta nu s-a întâmplat niciodată în istoria cinematografiei românești. Exact. Deci au reușit să marcheze un moment efectiv istoric. Au. Exact. Da. da. Ideea că în cazul filmului nostru, adică chiar țin să menționez asta, mi se pare că, având în vedere că e un subiect sensibil, cum am spus și noi, e încă un subiect care ne apasă, e destul de riscant și cumva nepotrivit să mergi pe zona de influencer, pentru că automat tu, ca influencer, dacă lumea te știe ca și Mădălina, Madalina, bla, 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 bla. Dacă oamenii te știu așa, este foarte greu să te poți uita la un film care, este, care are niște personaje foarte relatable și să nu le vezi Identific. ca influencerul X. Adică, în momentul în care tu faci un film despre Românul Simplu, care e în satul Ghelar și își toarnă clor în gură, tu nu poți să-l vezi pe un actor pe care tu-l știi de pe Instagram, care are un milion de followers, pentru că tu-l vezi ca X jucând un rol. Și atunci, aici ai nevoie, părerea mea, știi cum e, ca din facultate, ai nevoie de un black canvas de actor care să fie talentat, pentru că. Asta contează foarte mult și o să se dovedească pe ecran că asta talent avem, dar mi se pare că pentru filmul ăsta este potrivit să îl vinzi așa cum e cu niște oameni simpli care joacă niște oameni simpli, fără să ai o percepție despre cine e persoana aceea la premieră și în promovarea promovarea filmului. Mi se pare că Asta e partea rațională, dar da. eu am zis deciziile au fost luate efectiv în funcție de suflet. Da, așa este, cum ar fi fost ca Smiley să își da. torne clor în gură. Și tu știi că e Smiley, nu te gândești că e Max sau Gelu, te gândești că este el jucând un rol, adică na. Mm -hmm. Da, e un punct de vedere foarte bine... Uh pământenit, pentru că, uite, dacă ți-amintești, noi când am filmat uh, legații, pe majoritatea dintre noi, uh, Iura ne-a lăsat să fim noi. Mm -hmm. Mm -hmm. Și s-a văzut. <laughs> <laughs> eu n-am fost eu. Eu n-am fost eu, că am zis Mai... eu vreau niște ochelari și vreau <laughs> să joc altceva în afară de dpc am avut reduri roșii și n-am fost fizic eu. Da, da, da. Am avut alte probleme în filmul ăla. <laughs> Nici acolo n-am fost eu, sinceră, să fiu, dacă vrei să știi. <laughs> Da, dar este greu. Jucat un lucru pe care nu l-am trăit niciodată în viața mea cu adevărat. Eu l-am trăit. Înțelege. Eu m-am întrebat la n -n... filmul ăla dacă există acest sentiment și mă crez că fără nicio rușine, câteva luni mai târziu mi s-a întâmplat gândului. această situație și am zis, Doamne Dumnezeule, acum înțeleg cât de grav era de fapt ce ți se întâmplă ție. Puterea gândului, dar uite, vezi, A... eu nu am trăit niciodată în viața mea nici înainte și nici după. <laughs> și atunci n-a fost neapărat un rol uh la îndemână. Da. Asta mi se pare foarte tare cu actoria, că poți să ai joci, multiple da. vieți, știi, da. multiple și să trăiești mai dacă mai un mai mai ca un nemuritor. Da, da. Mai mult de nouă vieți, ai da. toate rolurile pe care poți să le ai. Măi, am o întrebare, este o curiozitate personală. L-ați ales pe gelul să semene cu Zelenski sau așa s-a de... <laughs> Deci, nici, nici nu ne-am gândit. Că dar seamănă, nu mi se pare mie. Toate nu, comentariile nu, sunt. Zelenski joacă în filmul ăsta. Ai zic, dar la mine a fost când am văzut trailer-ul. Ai zis ce buget e ăsta? Mai ales știm că Zelenski are și un uh, film pe undeva pe, mai spunem, platformă da. Și după ce am auzit vorbind în română și mă rog, mi-a dat seama că nu e el. Hai să vă spun, de deci ce în ziua aia când după ce Silviu a fost tuns și aranjat costumat, m-am dus și eu, nu aveam, nu nu aveam nicio filmare eu, dar m-am dus să văd ce se întâmplă acolo. Și mă apropiam, mă duceam dimineața, și mă apropiam de platou și toată lumea cea, că să nu cumva să îi spui lui Silviu că seamănă cu Zelen. Nu, că se enervează ne rău de tot. Îmi pare rău, Silviu. Eu, ok, <laughs> e tu s-am pânzit. Asta mâna nu doar... Sper să... Silviu îmi cer de scuze dacă am spus ceva care să... Dar e știi bine, că nu am împotrivată. E împotrivat. cine crezând că, că e este în film. Mergeți la filmul 2020 să-l vedeți pe Zelenski. A plecat de la război și l-au convins fetele să vină. să-l <fie> Și apropo de... Frumos din gene și aici vin fetelor. Nici problemă, nu-i Apropo de Zelenski și cum se aliniază astrele, îl avem și pe... Acum sunt toate dezbaterile pentru alegerile în America. Mm, avem da. și uh, despre de Trump Trump. De exact film și e fix acum, adică nu știam atunci când am da. filmat că manifestarea a fost prea puternică că Trump urmează să mai uh, candideze uh, fetelor, voiam să vă mai întreb un lucru uh, câte fete sunteți de fapt în spatele acestui proiect, femei, fete, doamne să domnișoare 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, cam 9, 10, am trecut de 10 în spate. în spate, în film sora mea care a venit la Paris să vadă filmul și l-a văzut pentru prima oară în viața ei a zis, Ruxandra, când am văzut că mai este o femeie, m-am bucurat atât de <laughs> da, zi, ea două, mult. Iar două. Două. Sunt două. Da, și cu, da, și când cu... a văzut că a apărut a doua femeie da. în film, a zis că a fost cea mai fericită. Mă rog, a treia de fapt, da. că sunt, e doamna reporter. A, și, da, doamna reporter. reporter. Exact, da. A treia, da. Și eu m-am bucurat sinceră, să fiu foarte mult când am văzut-o pe a treia. <laughs> pentru um, un film cu bărbați e... sunt foarte multe femei Un pic. Prezența celei de-a treia femei și cortul magic. <laughs> Am avut un moment în care mi s-au făcut ochii mari, așa. <laughs> da, 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 da. Dar, da, mi s-a părut foarte interesant. Chiar, uite, l-am văzut deja ieri și sunt nerăbdătoare să-l văd Mai și noi în cinematograf. Da, chiar, da o să înțelegi cu totul și cu totul altceva de data asta. Iar apropo de cort magic, eu sunt o persoană care crede în magie, a, care da. crede în tot ceea ce înseamnă puterea. Putere, putere, putere. Da. Nu știu dacă a dar puterea în puterea general. În general au, da. da. Și uh, rolul pe care l-am avut a fost destul de contra, deci m-a scos total din zona mea de confort, dar în același timp sunt bucuroasă că, că am reușit sper că voi reuși să transmit mesajul. Eu cred că da, mie mi se pare. Adică, astăzi zic, pe mine cel puțin m-a lăsat cu multe concluzii filmul și nu neapărat că mi-a deschis ochii în anumite direcții, că eram conștientă de foarte mult. Cred că toți suntem conștienți de fapt. Dar da, terapia prin expunere. Um, Pot chesturile mele să știți că nu sunt lungi. Sunt scurte și concentrate, pentru că îmi doresc foarte tare ca oamenii să se uite la noi de la început și până la final cu interes și cu curiozitate, și nu ai că mai mă uit 15 minute dimineața la cafea, mai văd mine 15 minute. Și atunci, din punctul meu de vedere, nu prea mai am ce întrebări să vă pun. Vedem că femeile nu vorbesc întotdeauna mult. Foarte adevărat. În momentul în care, da, ai cu cine și ai ce, lucrurile sunt scurte și la obiect. Dar dacă voi simțiți nevoia să mai adăugați ceva, eu sunt open ca să combinăm această limbă română cu influențele. Eu, mai am de adăugat, doar mergeți la film din 15 martie în cinematografie nu știu cât o să stea în cinematografe, deci... Uh, să de repede. să, apropo de nu știu cât o să stea în cinematografe, ce am aflat și eu în decembrie 2023 și vreau să știe toată lumea de acasă, filmul românesc, în general, stă în cinematografe atâta timp cât publicul prezintă interes. În momentul în care publicul zice nu merg azi, merg săptămâna cealaltă și săptămâna cealaltă apare altceva și nu mă mai duc și au trecut două săptămâni, se transcrie prin lipsă de interes. Vis-a-vis -vis de filmul care rulează în momentul acela în cinematografe, și atunci, da, de aia se face această promovare, pe care poate mulți o, o simt ca fiind agresivă, pentru că este nevoie. este nevoie. Se duce. Filmul care nu are un anume număr de oameni într-un timp stabilit cu cinematografele respective este scos. Și atunci nu l mai vezi decât dacă dă Dumnezeu poate la un moment dat să plătească niște platforme, niște bani din care să se scoată o investiție, măcar minimă, să l putem vedea pe aceste platforme. Sunt foarte multe lucruri. Te vezi acum mai invin altele. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă mai multe inside-uri, adică de de deci despre industria cinematografică. Da, pentru că nu sunt doar niște actori care se joacă în fața camerelor de filmat. Sunt niște vieți de oameni, de fapt, acolo, din spate până în față, care se construiesc în jurul acestui portal magic numit cinematografie. Da, așa este. Deci, așa da. sunt total de acord cu, cu tot ce ai spus. Da, și filmul poate, dacă nu există interes din partea publicului, poate să nu mai fie în cinematografie, chiar și după o săptămână da. sau două săptămâni. Da. Și, și munca depusă, depusă va fi. De uh, da. Uh, în schimb, funcționează foarte bine filmele americane, dar anul trecut eu mă bucur foarte mult că primele filme uh, care au avut cel mai mare succes în România au fost filme românești. Mm -hmm. Și e pentru prima oară și asta. Deci este fabulez. magic, de asta zic, e minunat. Construim, educăm și cu muncă și cu perseverență, la un moment dat o să ajungem unde trebuie. Iar filmele americane este imposibil să nu aibă, să nu se bucure de tot ce se bucură primul rând vorbim de niște bugete la care noi nici nu visăm. Nu, nici nu. De visa visăm. Uh, uh, sincer, uneori mie mi-e și teamă să visez la bugetele lor. Și vorbim de o industrie care are la activ cât? Sute de ani? Care funcționează, care e o indust care... adevărată industrie. Exact, da. da. La noi este o dorință de a avea o industrie, dar cu susținerea necesară, na, munca există, oamenii există, dorința e acolo, dar contează foarte mult și publicul să, e foarte ușor să vrei să mergi la filme americane, știi, pe ideea, deci să vrem, vrem ca afară vrem o țară mm -hmm. ca afară, dar nu susținem adică trebuie să susținem ce avem ca exact. să putem să facem ce este și afară și atunci, și, și na, pentru noi pentru Vaundest e foarte important fiind o echipă nouă și fiind o un, practic încă un startup, um, ca să putem să continuăm cu mai multe proiecte, poate na, evident, și mai bune și mai bune și mai bune, Mi e foarte mi-a venit o idee Spune. de marketing, facem ASMR dacă este o echipă de fete da, și filmul și filmul se lansează în martie, faceți și voi o ofertă pentru fete să ne susținem între noi da, facem, facem. dați-le facem. fetelor facem. niște invitații da. la da, 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 facem Facem. Absolut. Ce nu facem? Noi suntem deschiși la foarte multe propuneri. Noi avem atâtea idei. Tu cred că nu înțelegi că s-a dormit, cred că a adunat 5 ore în această echipă. Wow. Adică, da, din, de, da, din dragoste. Să de 10 ani, a reușit. Am slăbit. Prima oară, o slăbit da. 3 kg. Da, știi adică... că se zice de fapt că nu slăbești? Se zice că elimini kilogramele de care nu mai ai nevoie. Se pare că tu nu mai aveai nevoie de acele, de acele kilograme. dar nu mai avem nevoie dragoste de... altfel. S-a eliminat și som, s-a eliminat da. tot, dar din dragoste și din pasiune și da, ne dorim foarte mult, adică na, femeile să susțină chiar dacă nu vă place filmul, susțineți echipa din spatele filmului adică da mă, dacă nu, nu care... zic, ca, ca să aflați că nu vă place filmul, mergeți trebuie la să mergeți la film și apoi faceți foarte multă reclamă negativă dacă nu vă place <laughs> reclamă negativă e și aia o reclamă <laughs> aia, să fie -aia fie am și zis, de fapt, exact. de fapt un fel de reclamă nu este mm -hmm. reclamă negativă, mm -hmm. pentru mm -hmm. că de fapt mm -hmm. Da. Da. Vă mulțumesc da. foarte mult, fetelor Sunteți minunate și mă bucur că v-am văzut bu Mă bucur că ne-am revăzut în acest, în acest context Adică da. mai, mai minunat de atât nici că puteam Sunt să Sunt complet să ne de acord revedem Și mulțumim foarte mult Și te apreciem pentru tot da. Acum mă roșesc eu Tu vorbeai de curaj Dar tu ești da. un exemplu nu, 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 that's not the reaction no, 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 no. există un meme care tot circulă pe rețelele de socializare cu un cățel sunt două poze uh, mai întâi e o floare care, care este mânată unui cățel și cățelul care se uită așa la ea și nu înțelege ce se facă și apoi este o fotografie în care cățelul ia și bagă floarea în gură uh -huh. și cumva asta sunt eu atunci când primesc un compliment nu știu ce să facă el ce, ce zodie <laughs> ești tu? ce contează? Câte am așa <laughs> um, Am 37 de ani, uh, dar în uh, ce lună stem mai? Martie, mai, Mart ma Mart ma vorbeam de film la trecut. Martie, Martie, aprilie, mai în trei luni de zile fac 38 de ani și e să ești sunt gemen? gemeni. gemeni da. Păi înseamnă că de asta. Acum primești un compliment și nu-ți place, după care ești un top of the world. Adică astăzi... dar nu că nu-mi place, nu știu ce să fac cu el. Eu, îmi place să primesc complimente, dar nu știu cum să mă comport când le primesc. Îți stă bine părul. Da, l-am spălat. Da. Eu. <laughs> da. Exact. Da. Bine, vă salutăm cu drag de aici din platoul Ad Film Nevoia de oameni. Ne cerem scuze că am întrerupt programul obișnuit cu care v-am învățat în ultimul timp, dar eu cred că merită și cred că, de fapt, nici nu se putea un episod mai potrivit în acest sfârșit de martie. Să mergeți la film. Și să ne lăsați în comentarii o părerea voastră despre. Vă pupăm. <fie>